Mixurează, ci tremurătoare. Uite, tata. Noi vedem câțiva colegi la Roxana. Ascultăm muzică, mai povestim. Metronom 72 prezintă Cornel Chiriac. Dragă Cornel, suntem un grup de prieteni, colegi în ultimul an de liceu. După cum știi, viața în România s-a schimbat mult de când ai fugit tu. Propaganda de partid și-a întins încet tentaculele peste viața noastră. Cu toate astea, noi încercăm să ne ținem tare. Ce cauți aici? Am venit. Ai zis că nu vin. De ce să nu vin? Cine-i gazda? Ce am făcut atât de rău? Ați întâlnit clandestin, ați complotat, ați scris scrisori, ați contactat cetățeni străini care să ia scrisorile să le duc la Europa Liberă. Răghiți ce? O să am grijă de chestia asta. Nu mai am nimic de declarat. Îți bagi joc de nou? Aici e vorba de temiță, băi, tâmpitul, de angrei de închisoare. Tu realizezi asta? Iartă-mă! Tu ce vrei să-ți distrugi tot viitorul pentru ce faci, nici măcar n-ai făcut. De ce te porți așa?